Nu distanța, ci salariul face ca prietenii din copilărie să fie mai distanțați unii de alții. Englezii numesc friend wealth gap, adică decalajul de bogăție dintre prieteni. Un fenomen care apare la sfârșitul primilor 20 de ani de viață și la începutul vârstei de 30 de ani. Dintr-o dată, o parte a grupului își crește puterea de cumpărare, iar cealaltă nu. Ieșirile în formula originală devin mai rare, iar vacanțele la comun dispar aproape cu totul. Un sociolog explică faptul că societatea s-a schimbat, iar banii reprezintă acum valoarea unui individ în societate. Iar mai multe studii legate de meritocrație susțin că cu cât o persoană are mai mulți bani, cu atât este mai probabil să creadă că succesul vine din muncă și talent mai degrabă decât din noroc sau privilegii. Așa că prietenii se judecă unii pe alții și ajung să creadă că cei cu bani mai puțini nu iau pentru că nu s-au străduit suficient. Lucrurile însă se înrăutățesc pe măsură ce trec ani. Un alt studiu pe 2000 de americani arată că la vârsta de 55 de ani, numărul prietenilor pe care se poate baza a ajuns la 4. Nu este de mirare că 20% dintre ei se simt singuri jumătate de săptămână. Wow! Păi, eu nu sunt de acord din start cu ce ai spus, pentru că mie nu mi se pare că splitul așa dintre oameni se face din cauza banilor. Banii sunt doar o consecință a activităților și a lumii pe care o alegi și a activităților pe care le desfășori în carieră, în viața de zi cu zi și unde țintești tu să ajungi. Și da, într-adevăr, că ajungi să câștigi bani, asta este un premiu pe care îl primesc oamenii care țintesc mai sus. Și evident de aici potopul, da? Pentru că știi cum e? Dacă un om care are un anumit nivel, are niște bani mai mulți decât foștii prieteni, că au ajuns, se pare, foști, nu mai pot ieși în aceleași locuri. Și asta odată. Păi, nu mai pot ieși frecvent în aceleași locuri. Și asta odată pentru că cel care nu are suficient de mulți bani nu poate să plătească, iar dacă cel care are bani îi plătește, s-ar putea ca la un moment dat să se simtă prost cel care are mai puțin. Asta odată. În al doilea rând, cel care nu are suficient de mulți bani s-ar putea să te judece pe tine care ai, că de ce cumperi așa, de ce cheltui atât, de ce te duci acolo, de ce preferi asta și ajungi să fii tu marginalizat, tu pus la punct, tu pus, tu tras la răspundere, de ce faci alegerile pe care le faci. Și acolo se produce distanța, se produce ruptura și mi se pare mai firesc să te apropii de oameni care sunt la același nivel cu tine, care au aceleași gusturi ca ale tale, astfel încât să nu existe atât de multe diferențe și divergențe. Asta nu înseamnă neapărat prietenie, că te asociezi și stai pe lângă niște oameni care ți se potrivesc din anumite puncte de vedere. Și din toate punctele de vedere, nu țin din țin să ți amintesc că dacă ne luăm aici de bani, că în copilărie și în copilărie existau copii cu mai mulți bani și copii cu mai puțini bani. Evident, prin părinților, că nu aveau ei banii de capul lor. Da? Cu toate acestea, prietenile existau. Da? Oare? Nu se uitau. Bineînțeles, prietenile din copilărie, eu cred că și tu le-ai trăit și le mai trăiești, încă nu dispar atât de ușor. Da? Însă putem vorbi despre o transformare. Da? Pentru că după ce trec niște ani, niște oameni se mai transformă într-un fel anume. Da? După ce termin liceul și facultatea, cei care oamenii se mai duc și în alte locuri, stau mai departe unii de ceilalți, nu mai trăiesc, nu mai au aceleași activități comune, că până la urmă prietenia aia adevărată, aia nu are cum să dispară din chestia asta. Dar dacă ai alte activități pentru că viața ta e alta, logic nu mai ai elementele, da, să ai acea prietenie cu respective, pentru că altfel, cu siguranță, 2, 3, 4 băieți sau fete care sunt prietene, nu își vor bloca niște excursii împreună doar pentru că unii au bani mai mulți sau mai puțini. Nu are cum să fie chestia asta. Țin minte, era un grup de englezi adevărat, 5-6 inși, erau deja trecuți de 40-50 de ani și ieșeau prin tot felul de locuri și unul singur plătea. Atenție, unul singur, doar ăla care avea cei mai mulți bani. Și era o regulă, o cutumă incontestabilă. Nimeni nu putea mârâi cineva, nu mă, că data asta plătesc eu. Nu, eu plătesc. Tu o să plătești în momentul în care o să ai tu cei mai mulți bani din acest grup. Este o regulă care poate funcționa. Știi, cumva nu putem să îi băgăm pe toți oamenii în același loc, da? Sunt oameni care nu au bani și sunt superbi. Sunt oameni care nu au bani și nu sunt atât de
minunați, n-au o personalitate neapărat. Prietenia sigur este minunată, cea sinceră. În ramă. Pe de altă parte, în momentul în care ai vorbit mai devreme despre faptul că nu banii te separă, bineînțeles că nu banii te separă, dar lumile din care faci parte, că s-ar putea la un anumit moment, exact ce am spus mai devreme, să nu mai tragi la aceeași poartă, nu te mai leagă nimic, chiar dacă ai fost prieten în trecut. Asta odată. În același timp, cred că de foarte multe ori ne luăm așa naivitatea, avem o naivitate pe care o parcurgem așa de-a lungul vieții și nu conștientizăm cine este cu adevărat prieten și cine nu e prieten. Dar hai să o întrebăm pe Mădălina cum ne ținem prietenii aproape. Mădă? În primul rând trebuie să înțelegem că în relația cu un prieten nu sunt doar două persoane, ci sunt trei entități. Tu, prietenul respectiv și relația dintre voi. Cum tu ai nevoile tale, care trebuie satisfăcute, la fel și relația le are și trebuie hrănită pentru a crește frumos. Și atunci poți să cazi de comun acord. Odată pe săptămână să stabiliți o anumită zi, o anumită oră când să vă întâlniți. Să-ți programezi din timp vacanțe, de exemplu. Nu poate peste 4 luni mergeți împreună undeva. Numai bine în aceste luni dinainte discuți cum te îmbraci, ce vei vizita acolo, itinerarul, deci practic ești legat de discuții comune. Dacă e să vorbim, cum ai zis tu, Hofi, că uneori viața ne ține la distanță de cei dragi, eu cu prietenele mele care sunt în străinătate sau într-un alt oraș, îmi permit așa ca între femei să le mai trimit câte un mesaj siropos, plin de drag, le mai trimit diverse articole, știu că sunt pasionate de diverse subiecte și atunci ce găsesc interesant le trimit și știu că atunci ele conștientizează că sunt cu gândul înspre ele și continuăm de acolo discuția. La voi bărbații cred că e mai simplu, vă faceți și vă ajutați să vă treacă dorul la o bere. Dar apropo de story-ul vostru, cred realmente că diferența asta de statut social, mediul în care ai ajuns să trăiești, job-ul, banii pe care îi câștigi, uneori pot crea această distanțare, dar această distanțare va avea loc acolo unde de fapt nu a fost o prietenie de suflet, să zic așa. Până la urmă nu aș vedea nicio problemă cu un prieten din copilărie care ți-a fost alături în momentele grele, să mergi să te întâlnești cu el în mediul lui social, dacă el poate nu a ajuns la nivelul tău, și mai cu seamă să retrăiești și să te conectezi la ce ați trăit atunci, în trecut, și să stai să mănânci, nu știu, șaorma pe bordură și practic să fii mult mai fericit. Sau să-l duci pe el în mediul tău, dar cum ai zis și tu, Hofi, până la urmă să ne amintim că dacă punem niște copii mici, indiferent ce limbă vorbesc, indiferent ce culoare au tenul lor, ei cu toții se joacă împreună și împart jucăriile și nu au nicio problemă. Practic societatea și exact statutul ăsta ne face să ne considerăm diferiți sau mai presus decât altcineva. Mulțumim, Mădălina. Știi ce îmi vine în minte? Am un grup de prieteni, da, din Siret, cu care ne vedem foarte rar, evident, pentru că am venit aici la București să stau lângă tine mai mult. Și uneori ne vedem după 6 luni, după un an chiar. Și vă comportați la fel, unul, nu? Dintre ei are vorba asta. Parcă ne-am văzut ieri. Da, asta e prietenia adevărată. Hai să mergem mai departe la întrebarea zilei. Astăzi te-am întrebat în ce țară este drumul rutier aflat la cea mai mare altitudine. Variante de răspuns sunt Bolivia, China, Chile și India. Încă ai timp să răspunzi pe pagina de social media Știu și Alef News, dar și pe site-urile alefnews.ro, zf.ro și mediafax.ro. Am revenit la Știu, mă, da, așteptăm de la tine scor la pauză, să vedem cum stau. Și îl primiți cu promisiunea că această diferență de puncte nu o să intervină în prietenia voastră. Nu știu ce să zic, avem depinde. 54 de puncte pentru Hofi și 50 pentru tine, Miha. Mamă, s-a stricat prietenia cu tine, Mădălina. Rămânem prieteni noi, Mădălina, și eu merg mai departe.